Ora 11. Charles al III-lea va fi proclamat astăzi oficial rege al Marii Britanii într-o ceremonie solemnă la Londra. El și-a asumat însă rolul de monarh de îndată ce mama sa, regina Elisabeta a II, s-a stins din viață. Noul suveran a rostit ieri primul său discurs către națiune. I-a adus mamei sale un omagiu emoționant și s-a angajat să servească țara cu loialitate, iubire și respect. Comentatorii privesc deja spre viitor și se întreabă ce fel de rege va fi Charles al III-lea. Monarhul va trebui să decidă dacă va fi un rege neutru și discret, asemenea mamei sale, sau mai implicat în treburile regatului și militant pentru cauzele sale, așa cum a fost în calitate de prinț. Urmărim evenimentele zilei în desfășurare, o zi istorică. E alături de noi în platou fostul ministru de externe, Teodor Meleșcanu. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru invitație! Și jurnalistul și analistul politic, Andy Lăzescu, într-o legătură video. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Lăzescu! Bună ziua și vă salut! Și salut pe domnul Meleșcan. Salut și eu, cu mare plăcere. Domnule ministru, pentru început, câteva cuvinte despre aceste zile atât de încărcate de semnificații istorice. Sigur, vreau să vă spun foarte deschis, așa, fără niciun fel de așezări într-o parte sau în alta. Casa regală din Marea Britanie este cea mai importantă la nivelul european și american, dacă a fost, dar nu prea au ajuns pe acolo, până în zona respectivă. Și ceea ce pentru mine a fost o chestiune foarte dificilă, pentru că am văzut atunci că oameni, cum era, mă rog, regina, și care, spre deosebire de atunci când aveai anumite întâlniri cu persoane foarte importante, se citea de pe hârtie. Regina Elisabeta a stat de vorbă cu mine fără să aibă nicio hârtie, dar mai mult decât atâta. Având o idee extrem de importantă în legătură cu ceea ce se întâmplă în România. Deci a fost într-adevăr o persoană deosebită. Sigur că pentru mine a fost, ca să spun, sper să nu râdă lumea de mine, atunci când s-a pregătit această întâlnire la un garden party cu regina, domnul ambasador Celac, de pe vremea aceea era ambasador la Londra, mi-a spus... La un moment dat s-a discutat, sigur, au fost speculații mai degrabă în presă, în ideea ca să se treacă direct către William și Catherine, care sunt foarte populari, ei sunt extrem de populari, mai populari decât William și Catherine, sunt mai populari decât Charles și Camilla. Dar, mă rog, erau pur speculații, e clar că lucrurile merg pe linia obișnuită, pe tranziția aceasta către Charles, către prințul de Wales. El va trebui cumva să gestioneze o situație, repet, până acum a încercat să o facă. M-am uitat ieri, de exemplu, înainte de a ajunge la Palatul Buckingham, pentru că trebuia să întâlnească cu Liz Truss pentru acea săptămânală întâlnire extrem de privată, dacă se poate spune așa, între prim-ministru și suveran. Și a trecut, s-a dus să discute cu oamenii. Chiar faptul că, vă dați seama că decizia de a televiza acest ceremonial s-a făcut sigur cu acordul său și poate chiar la dorința sa, adică el își dă seama că, într-o formă sau în alta, trebuie cumva să asigure nu numai continuitatea, dar să încerce să se racordeze, să, în primul rând, să asigure ancore pentru monarhie. E adevărat. Știți, la un moment dat au fost discuții, în Marea Britanie însă monarhia are o susținere extrem de solidă. Vă mulțumesc. Au fost toate acele scandaluri cu Meghan și cu Harry, mai ales cu Meghan. Vă mulțumesc foarte mult, Andy Lăzescu, analist politic. Îi mulțumesc de asemenea foarte mult pentru prezența în platou fostului ministru de externe, Teodor Meleșcanu. Vă mulțumesc, domnule ministru. Rămâneți cu noi, doamnelor și domnilor. Revenim de la fix. Câteva minute au mai rămas până la ceremonia de proclamare oficială a lui Charles al III-lea, noul rege al Marii Britanii. Rămâneți cu noi.